Bună ziua, domnule Părăianu. Astăzi vreau să discutăm un pic despre faimoasele dumneavoastră chei și v-am ruga, în primul rând, să ne spuneți cine sunt beneficiarii de-a lungul istoriei. Bun găsit. Și totodată noroc bun. Noroc bun am avut și eu în momentul în care am avut un fel de privilegiu, ca să zic așa, în momentul în care am unit cele trei elemente brâncușiene ale titanului de la Hobița, Constantin Brâncuș. În anul 1998 am făcut o unificare a celor trei elemente, masa tăcerii, coloana infinitului și poarta sărutului, într-o îngemânare care, în cele din urmă, mi-a atras atenția că am realizat o cheie. Deci toate cele trei lucrări formează o cheie, dar toate plecând de la masa tăcerii, unită cu ajutorul coloanei infinite de poarta sărutului. Toate acestea au format o cheie. Prima cheie am realizat-o cu o destinație precisă la solicitarea primăriei orașului Târgu Jiu și această lucrare, care a fost confecționată din aur, a fost înmânată odată cu titlul de cetățean de onoare medicului târgujian Șerban Brădișteanu pentru realizarea primului transplant de inimă din România. Au urmat o serie de lucrări care au fost realizate pe aceeași tematică, deci coloană, poartă și masă. Au fost realizate pentru președintele Siriei, pentru președintele Franței, pentru președintele României și odată cu acestea au fost realizate o lucrare deosebită ca valoare materială și ca valoare simbolică pentru președintele Statelor Unite, George W. Bush. Impresionant! Vă mulțumim foarte mult pentru timpul alocat.